Un asteroid uriaș cu o lățime de peste un kilometru zboară prin spațiu spre pământ. Nu vă faceți griji, însă nu ne va lovi, dar va trece pe lângă noi pe 18 ianuarie 2022. Astronomii l-au denumit asteroidul 7498. Asteroidul are o înălțime de aproximativ 2,5 ori mai mare decât Empire State Building din New York. NASA îl consideră un asteroid potențial periculos din cauza dimensiunilor sale și a apropierii pe care o are de planetă. Deși este masiv, asteroidul 7498 nu este o amenințare în acest moment. Asta înseamnă că nu ar trebui să ne facem griji că traiectoria sa se va schimba și îl va aduce mai aproape de pământ. De fapt, se așteaptă ca asteroidul să treacă la o distanță de peste 2 milioane de kilometri de pământ. Șansele de a vedea acest asteroid uriaș cu ochiul liber sunt mici. Persoanele care vor să-l vadă vor avea nevoie de un telescop mic. De asemenea, vor trebui să aibă acel telescop îndreptat spre locul exact pe unde va trece asteroidul. Asteroidul se poate observa cel mai bine pe 18 ianuarie. Earth Sky detaliază foarte bine traseul asteroidului pentru persoanele interesate. Acest asteroid uriaș a fost descoperit în august 1994. Astronomii au constatat că obiectul se deplasează cu aproximativ 70.000 de km pe Oră. Oamenii de știință nu au putut să folosească datele adunate de-a lungul anilor pentru a-i determina orbita exactă.